1 Samuel, capitolul 30, versetul 1, pagina 323. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglag. Ei nimiciseră și arseseră Țiglagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele și fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strântorare, căci poporul vorbea să-i ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lor. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David. Și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărești eu, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Și David a pornit. El și cei 600 de oameni care erau cu el, au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, erau prea obosiți ca să mai treacă pârâul Besor. Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă, și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce au mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David i-a zis, al cui ești și de unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda la miază zi de Caleb și am ars Țiglagul. David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborî la oastea aceasta. El i-a slujit astfel de călăuză și amaleciții erau risipiți pe tot ținutul, mâncând, bând și jucând. De bucuria prăzii cele mari pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat niciunul din ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni, de la mic până la mare, nici fiu, nici fică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase, David a adus înapoi totul. Și David a luat toate oile și toți boii și cei ce mânau turma aceasta și mergeau în fruntea ei, ziceau, aceasta este prada lui David. David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care îi lăsase la pârâul Besor. Ei au ieșit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu David. David s-a apropiat de ei și i-a întrebat de sănătate. Toți oamenii răi și de nimic din cei ce merseseră cu David au luat cuvântul și au zis, fiindcă n-au venit cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar să-și ia fiecare nevasta și copiii și să plece. Dar David a zis, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul. Căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Și cine vor asculta în privința aceasta?
Partea trebuie să fie aceeași, atât pentru cei ce s-au coborât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel ce a rămas la calabaricul, să o împartă deopotrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi o lege și un obicei în Israel. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața! Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Când suntem în casa lui Dumnezeu și când venim cu inima pregătită ca Dumnezeu să ne vorbească, Domnul întotdeauna ne vorbește. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac credincioșii este că atunci când vin în casa lui Dumnezeu, ei nu vin cu duh de așteptare. Ei nu vin cu duh de credință și nu vin cu duh de dragoste, ci vin cu duhurile lor de acasă și din cauza aceea Dumnezeu nu poate să vorbească. Când însă un credincios vine cu credința, cu duhul așteptării și își zice în mintea lui și în duhul lui, Doamne, știu că astăzi mă vei vindeca, știu că astăzi îmi vei asculta rugăciunea, știu că astăzi îmi vei vorbi și mă vei hrăni, Dumnezeu întotdeauna va lucra în inima aceea, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această dimineață un mesaj pe care îl consider vital pentru fiecare dintre noi. Din când în când, toți trecem prin crize. Din când în când, toți vom trece prin valea umbrei morții. Din când în când, toți ne vom găsi în situații în care nu ne-am dori să ne aflăm și să ne găsim niciodată. Și exact realitatea aceasta s-a întâmplat și cu împăratul David. Mesajul din această dimineață l-am numit Lecții spirituale la Țiclag. Țiclag era un orășel, era o localitate mică în țara filistenilor, lângă granița cu Israelul. Și pentru o vreme, împăratul David și toată armata lui de vreo 600 de oameni și-au găsit adăpost în Țiclag. Ei, soldații, armata și tot ceea ce aparțineau de ei, inclusiv familiile lor. Și David și cei 600 de oameni ai săi s-au dus pe frontul filistenilor, care urmau să se lupte cu oastea lui Israel. David era urmărit de împăratul lui Israel. David încă nu era împărat în vremea aceea. Era urmărit de împăratul lui Israel cu numele de Saul. Saul îl urmărea pe David ca să-l omoare, pentru că Dumnezeu spusese, David va ocupa tronul lui Israel. Și din cauza aceasta, Saul, plin de o gelozie demențială și plin de o ură de moarte, îl urmărea pe David de ani de zile. Însă David era apărat de Dumnezeu și David era și un tip de scurcăreț. Era un războinic care nu se temea de nimeni și de nimic, însă se temea de Dumnezeu. Și am descoperit o chestiune foarte importantă, frați și surori și doamnelor și domnilor. În viață, cel mai important lucru este să te temi doar de Dumnezeu. Amin. Când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de nimeni. Asta a făcut David. El se temea de Dumnezeu și pentru că se temea doar de Dumnezeu, nu se mai temea nici de Saul, nu s-a temut nici de Goliat, nu s-a temut nici de filisteni, nici de amaleciți, pentru că el se temea de Dumnezeu. Însă David și cei 600 de oameni ai săi sunt trimiși acasă de pe front. Pentru că împărații care au făcut o confederație, o alianță ca să lupte împotriva lui Saul și armatei lui Israel, au zis, de ce să vină David cu noi, David care este și el evreu, și cumva în toiul luptei să se întoarcă împotriva noastră, și l-au trimis pe David și cei 600 de oameni de soldați ai lui acasă la Țiclag. Când s-au apropiat de Țiclag, însă de la distanță au văzut semnele. Toată localitatea lor, satul lor, unde era cuibul lor, era în flăcări și de deasupra Țiclagului se înălțau nori de fum. Pentru că în lipsa lor, o armată de amaleciți, de mercenari, au venit și au răpit, au confiscat,
Au atacat Ziglagul, au dat foc cătunului lor sau satului lor și au luat cu ei, într-un jaf organizat, într-un raid secret, într-un raid secret și organizat, amaleciții acestea au răpit tot ceea ce avea David, tot ceea ce aveau toți soldații lor, copiilor, soțiile lor, averile lor, toate dispăruseră. Și acești bărbați, soldații aceștia, oameni viteji, parcă au fost loviți în moalele capului, când s-au întors acasă și tot ceea ce aveau ei mai drag, dispăruseră. Copii, soții, averi, animale, tot ceea ce ei au agonisit de-a lungul anilor, au fost atacați, au fost jefuiți de toată truda lor și agoniseala lor de-a lungul anilor, dintr-o dată s-au trezit devastați. David și familia lui David și ea fusese răpită de amaleciții aceștia care au jefuit Ziglagul și au luat cu ei tot ceea ce era, totul era pierdut. Totul părea pierdut. Acum aș vrea să înțelegem un adevăr foarte important. Din când în când în viață ne trezim în situații și când ajungem în situații în care n-am vrea să fim, însă când ajungem în situațiile acelea, totul ni se pare pierdut. Dar de fapt să știți că în majoritatea cazurilor nu este așa. Atunci când ți se pare totul pierdut, dacă ești suficient de deștept să te încrezi în Dumnezeu, totul doar pare pierdut. Nu, totul este pierdut. Nu știu în ce situație ne aflăm noi aici, în această dimineață. La prima vedere, totul pare pierdut. Dar asta este la prima vedere. La a doua vedere, să vă dau o veste bună, nimic nu este pierdut. Și o să învățăm ce să facem ca toate lucrurile care nouă ne-au fost furate, și toate lucrurile și valorile noastre importante de care am fost șefuiți, de fapt să se întoarcă înapoi la noi. Totul părea pierdut. Însă, în momentele de emoție maximă, oamenii fac greșeli grave. În momentele acelea de emoție umană, intră în joc. Când au ajuns la Ziglag, toată armata lui David, formată din vreo 600 de soldați, de militari, de stoinici, de mercenari, și când a văzut că totul dispăruseră de acolo și nu mai aveau nimic și și-au dat seama că au pierdut totul și au fost jefuiți total, în mijlocul acelor emoții, intră în joc și alte sentimente foarte periculoase. Și au zis ce spuneau la un moment dat, David a fost în mare strâmtorare. De ce? Au zis ce spuneau oamenii care l-au însoțit. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și oamenii aceștia pe care David i-a format, pe care David i-a ridicat, oameni la care David le-a oferit totul, au hotărât și comentau și cârcotau să-l omoare pe David, tocmai pe David, cu pietre. Mare greșeală. Întotdeauna când ești în criză, nu lua decizii. Pentru că în momentul când ești în criză, în momentul când ești supărat, s-ar putea să gândești greșit. Așa cum au făcut oamenii aceștia. Eu niciodată, sau cel puțin în ceea ce mă privește, întotdeauna când iau decizii, le iau nu când sunt nervos, nici când sunt mânios, nici când sunt super încântat, iau decizii după ce, în general, mă liniștesc și după ce cer călăuzire de la Dumnezeu, face și dumneavoastră așa, și veți vedea că Dumnezeu va începe să vă binecuvinteze. Însă, în mijlocul acelei scene de groază, în teatrul acela de groază și de dramă umană de la Ziclag, în groaza aceea și în spaima aceea pe care o experimentau toți soldații lui David în frunte cu David de la Ziclag,
în mijlocul acelei stări de criză, de deprimare, de ciudă, de nervi, de nemulțumire, până dincolo, în mijlocul acelei nopți în care erau toți soldații aceia, apar în Scriptură niște cuvinte miraculoase. Apar în Scriptură, apare în Scriptură o scenă și o declarație de o frumusețe și de o încărcătură pozitivă, supranaturală, de care toți avem nevoie din când în când. Când era în cea mai bună, într-una dintre cele mai mari crize emoționale din viața lui, când oamenii gândeau și plănuiau să-l omoare cu pietre pe David, dar nu cred că ar fi avut șanse, că ăla era bun la bătaie, David, însă când toți se gândeau cum să-l omoare pe David, de ciudă, de mânie, pentru că intraseră în panică, apar niște cuvinte uluitoare, cu o încărcătură spirituală divină și optimistă teribil de mare și au zis, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul său. Amin. Amin. Vreau să vă cer să subliniați în Biblia dumneavoastră versetul acesta din 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, partea a doua. David, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Amin. Sunt niște cuvinte și sunt niște cuvinte cu o încărcătură spirituală atât de mare, încât încărcătura aceea, cuvintele acelea, starea aceea, atitudinea aceea a lui David l-a salvat. L-a salvat pe el și a salvat întreg poporul. Acum, dacă David era un pârlit din ăsta și era un mediocru, așa cum erau mulți din armata lui, ar fi intrat și el în dezechilibru, ar fi intrat și el în derută, ar fi intrat și el în deznădejde și descurajare și el ce să se mai gândească mai rău? Ăia gândeau să-l omoare pe el, dar nici ar mai fi putut gândi și el dacă intra în depresie, doar să se sinucide ca să nu-l omoare ăia prima dată. Însă David face un lucru total deosebit față de toți ceilalți. Când suntem în criză, fraților, avem doar două opțiuni. Ori să ne comportăm ca oamenii lui David, să intrăm în depresie, să intrăm în descurajare, ori să ne comportăm ca David. Când ești în criza cea mai mare a vieții tale, eu nu știu care poate să fie aceea, ai înțelepciunea să înveți de la Duhul lui Dumnezeu și ai înțelepciunea să te comporți ca David. Să vă spun o chestiune foarte frumoasă. David în Scripturi, faceți însă, dacă nu mă credeți pe mine, vă rog să mă verificați. David în Scripturi este omul care n-a pierdut nicio bătălie. Nicio bătălie armată David n-a pierdut-o. Tipul ăsta, oriunde s-a dus, a câștigat. Orice a făcut, tipul era un conquistador, era un luptător. Omul acesta era un bărbat care nu se mulțumea cu înfrângerea. Și în situația aceasta disperată, de data aceasta, David repurtează o victorie extraordinară încă o dată asupra lui. Asupra lui și în mijlocul dezastrului, în mijlocul întunericului, în mijlocul strelelor din viața lor, apar aceste cuvinte fundamentale, vitale, finale, cu o încărcătură pozitivă uimitoare. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Amin. Amin. Știați că în Biblie există asemenea cuvinte supranaturale? Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul său. Amin. Amin. Din când în când vei trece prin crize. S-ar putea în această dimineață să fii în plină criză. Însă vreau să spun că ai venit în cel mai isteț și cel mai înțelept loc din orașul acesta. Ai venit la stânca. Știi, și când vii la stânca, de fapt, vii la Dumnezeu. Amin. Și când vii la Dumnezeu, începe viața să ți se schimbe atunci când îl faci pe Dumnezeu și Dumnezeul tău și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Amin. David la Ziclag a avut parte de două descoperiri fundamentale. De două descoperiri foarte mari și aici aș vrea să rămânem în următoarele câteva minute.
I s-a descoperit și acolo a făcut, sau i s-au făcut două descoperiri foarte importante. Fraților, domnilor, vă rog să nu uitați mesajul din această dimineață. Lecțiile spirituale de la Țiglag, pe care David le-a învățat acolo, sau pe care ni le dă de acolo, din mijlocul tumultului, sunt lecții de care fiecare dintre noi avem nevoie. Știi? Când ești pe vârful muntelui și salariul tău este măcar de 2000 de euro, e foarte ușor să dai lecții și să dai sfaturi. Când ești însă în prăpastie, când nu mai ai nimic, nimic, și pe deasupra și oamenii tăi vorbesc și se asmut împotriva ta, ei, acolo se vede cu adevărat cine ești. Acolo ți se testează fiecare celulă a caracterului tău. Ăla ești. De fapt, marile bătălii, fraților, se dau și pe munte, dar marile bătălii se dau și în vale. Ăștia erau nu doar în vale, erau în prăpastie. Dar acolo, în mijlocul prăpastiei, în tumultul și în scena aceea care mirosea doar a moarte și a dezastru, David ne dă niște lecții spirituale extraordinare pe care n-aș vrea să le uităm niciodată, mai ales atunci când suntem în necaz. Și unii dintre noi suntem mai mult în necazuri decât în bucurii. Așa că vă rog să nu uitați adevărul acesta. Două descoperiri. Numărul 1. Atunci când ești singur și disperat, merită să te sprijini pe Domnul Dumnezeu tău. Asta este prima descoperire. Simplă ca bună dimineața. Dar cât de fundamentală este. Atunci când ești singur și disperat, merită să te sprijinești pe Domnul Dumnezeu tău. Când ai credință în Dumnezeu, nu mai ești singur. Mulțumesc de aminul puternic. Alo? Amin. Când ai credință în Dumnezeu, nu mai ești singur. Fiară, când ai credință în Dumnezeu, ești pe calea de a deveni biruitor. Amin. Când ai credință, dar ceea ce spun nu sunt povești, nici teorie, nici teologie doar, este realitate. Când ai credință în Dumnezeul lui David, în Dumnezeul Scripturii, nu mai poți să fii înfrânt. Chiar dacă ești înfrânt, când ai credință în Dumnezeu, Dumnezeu va începe să te ridice încetul cu încetul, slăvit să fie Dumnezeu. Știți, sunt ocazii destule în viață, când în mijlocul mulțimii te trezești singur. În această dimineață suntem aici aproximativ 100 de oameni. Și asta este extraordinar. Slavă Domnului! Să vă dau o veste bună. Creștem de la o lună la alta. Glorie Domnului! V-aș aștepta să fiți un pic mai entuziaști. Un pic mai entuziaști. Dar asta este semn bun. Însă, suntem aici aproximativ, noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare. Însă, în mijlocul acestei mulțimi, s-ar putea să fii, de fapt, foarte singur. Și să te simți foarte singur. David era în mijlocul unei mulțimi de vreo 600 de oameni, însă se simțea foarte singur și sunt ocazii în viața ta când în mijlocul mulțimii, de fapt, aproape toți vor să-ți facă rău. Nu te teme nici chiar atunci. Amin. Dar diferența între noi și ei, între armata lui David și noi, este că noi suntem Biserica lui Iisus Hristos. Și noi aici toți vrem să ne facem bine unul altuia. Alo, amin. Nici care nu vrem să ne facem rău unul altuia, ci toți vrem să ne facem bine unul altuia, însă, din când în când, te vei trezi în ocazii când oamenii vor să-ți facă rău. Mie, cineva vrea să-mi facă rău zilele acestea. Nu mă interesează, am pus peste el crucea lui Iisus Hristos și peste demon și dragi și atacuri am pus și am trimis sângele lui Iisus și resping orice atac în numele lui Iisus Hristos. Ei, s-ar putea mâine să-ți vină ție rândul. Când oamenii vor să-ți facă rău, fii atent, adu-ți aminte de descoperirea pe care David a avut-o, când ești singur și disperat, merită să te sprijinești pe Domnul Dumnezeu tău. Sunt ocazii când oamenii pe care tu i-ai format, pe care tu i-ai ridicat, pe care tu i-ai adunat și i-ai ajutat, urzesc planuri rele împotriva ta. Există și asemenea ocazii
Când tocmai poate prietenii tăi, amicii tăi, tovarășii tăi, la un moment dat să urzească planuri rele împotriva ta și vor veni, s-ar putea să vină ocazii de genul acesta în viața ta. Mie mi s-a întâmplat chiar în lumea creștină lucrul acesta. Și la un moment dat s-ar putea să-ți dai seama că nu mai ai pe nimeni, nici chiar familia ta nu-ți mai este lângă tine. Știți, majoritatea dintre noi, care suntem aici în această dimineață, ne bazăm pe familiile noastre și dacă n-ar fi soțul sau soția sau părinți sau copii lângă noi, ar fi vai de noi. Însă ai o proptă lângă tine pe soțul tău și pe soția ta. De exemplu, la mine în familie, cel mai bun prieten al meu este soția mea. Și asta este mare lucru. Este mare lucru și avem încredere unul în celălalt și ne ajutăm unul pe celălalt. Însă, imagina, i-am spus odată nevestei, mă, ce faci tu? Ce te faci tu dacă moare, mă? Ce te faci tu? Ce Doamne ferește, asta este doamna mea. Pentru că este dezastruos să nu mai ai familia ta lângă mine. O văd pe Sophie, pe soacra mea, soțul ei a murit anul trecut, socrul meu în mai. Fabi a fost un băiat de nota maximă. Însă o văd și acum, cum plânge după el și o văd dezechilibrată din când în când. Și în confuzie, dezechilibrată. Și spune, învățăm, zice, acum îmi dau seama că de fapt am început să-l apreciez cel mai mult după ce nu l-am mai avut. Hei, când familia, când propta asta al familiei tale dispare, să știi că ești într-un necaz destul de mare, s-ar putea la un moment dat să nu mai ai pe nimeni. Ce grozav e să o ai măcar pe mama lângă tine, Doamne. Ce bine este, Doamne. Și ai o proptă, dar n-ai soție, n-ai soț, dar măcar ai părinți. E grozav. Dar fii atent. Să-ți dai seama că dintr-o dată totul a dispărut și nu mai ai absolut nimic. Nici mamă, nici tată, nici copii, nici părinți. Te-ai trezit tu singur în mijlocul unor oameni care nu sunt absolut deloc binevoitori și din potrivă vreau să te strângă de gât să-ți ia viața. Însă auziți, un singur om a stat împotriva curentului acela și a câștigat. Pentru că Dumnezeu nu-l părăsise. Pentru că el a hotărât să se încreadă în Dumnezeu în ciuda ciudoșilor. În ciuda ciudelor, fraților, domnilor, în ciuda ciudoșilor și a ciudoaselor, noi trebuie să fim înțelepți și să ne încredem în Dumnezeu și să strigăm la Dumnezeu. Un singur om, în cei 601 oameni, un singur om, între toți, unul singur, în loc să intre în depresie, în loc să înnebunească, în loc să se facă harcea-parcea, face cu totul altceva. În mijlocul acelei crize, în loc, repet, să intre în depresie, să intre în panică, să intre în spaimă și să înnebunească, face cu totul altceva. În loc să se refugieze în deznădejde, în loc să se izoleze în singurătate, în loc să se izoleze în pastile, să se ducă, să se refugieze singur și să-și plângă de milă, în loc să fugă la spital și ce face? Se refugiază în Dumnezeu. Amin. Fraților, oamenii înțelepți, nu inteligenți. Oamenii înțelepți, există o diferență, am învățat-o între inteligență și înțelepciune. Oamenii înțelepți nu se refugiază nici în izolare. Uitați, știți cum reacționăm noi atunci când este greu? În general, tindem să nu mai venim la biserică, dar este mare prostie. Iertați-mă că vă spun aia, doar fraii o fac. Pentru că biserica este locul în care Dumnezeu vindecă. Amin. Și dacă tu nu vii la spitalul în care Dumnezeu te vindecă, cine de vină? Însă, asta este ispita. Când îmi merge rău, când sunt în criză, când sunt în întuneric, când mă simt singur, mă și izolez. Asta este copilărie. Păi vină în locul unde ești iubit și unde oamenii se roagă pentru tine. Amin. Nu, fiare, când te superi pe mine, nu te supăra pe biserică. Amin. Sau când te superi pe biserică, nu te supăra pe mine. Atâta vă trebuie să vă supărați pe mine. Că intrați în depresie atunci. Însă, să nu facem copilăria aceasta. Să ne izolăm, fie mă ascund, nu mai ies, stau tot închis în casă, care este deja dovadă de nebunie, de demență. Să nu faci copilăria aceasta când te simți singur, izolat și părăsit să te refugiezi în pastile, știi? Când ești în depresie, să începi să consumi pastile. Nu, nu, nu. Fă exact ceea ce a făcut omul acesta. A descoperit că atunci când era singur, când era speriat și când toți erau împotriva lui, se poate sprijini pe Domnul Dumnezeul lui
Și să vă spun ceva. Funcționează. Funcționează. Nu vă spun din teorie, nu vă spun nici din, doar din teologie. Vă spun din experiența mea. Funcționează. Când ai curajul să te refugiezi în Domnul Dumnezeul tău, funcționează. Când totul era prăbușit, când era amenințat, face un lucru teribil de înțelept în plină criză. El se refugiază și auziți în plină criză, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul său. Amin. Amin. Acum există aici o chestiune pe care trebuie să o învățăm. Indiferent cât de jos ești acum sau ai ajunge vreodată, indiferent de prăbușirile din jurul tău, indiferent de cine te respinge sau cine te rănește, Dumnezeu te încurajează dacă ai curajul să te sprijinești în El. Dumnezeu te încurajează singur. În Noul Testament suntem învățați de Domnul Iisus că dacă doi se unesc, doi sau trei, în rugăciune, Domnul le ascultă. Dar în Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu ne învață un alt principiu. Că și dacă e singur, când te sprijinești pe Domnul Dumnezeul tău, funcționează. S-ar putea să nu găsești un tovarăș cu care să te unești, că n-ai încredere în nimeni. Însă fii atent. Când ești înțelept și te sprijinești pe Domnul Dumnezeul tău, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Amin. Amin. Domnilor, nu există un verset mai important decât ăsta în toată Scriptura. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Cineva spunea cu mult timp înaintea mea că Dumnezeu plus unul e egal cu marea majoritate. Și asta nu este lucru nou, asta știm cu toții. Haideți să și credem, haideți să și practicăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știi? Dumnezeu te ajută, însă știi când te ajută? Când El este Dumnezeul tău. Amin. Vă rog să rețineți ce zice Scriptura, să nu scoatem textul din context, să facem din el pretext. Biblia zice așa, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul său. Sau al lui. Amin. Amin. Secretul este ca Domnul să fie Dumnezeul tău. Amin. Nu este Domnul este Domn. Întotdeauna. Amin. Amin. Iisus Hristos este Domnul non-stop. Amin. Amin. Să vă pun o întrebare serioasă. Este Iisus Hristos Domnul meu? Este Iisus Hristos Domnul tău? Nu funcționează, să știți că creștinismul și puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu funcționează doar învățând formule religioase. Dacă doar spui Iisus Hristos este Domnul, știi, poți să spui. Și așa este. Și spui adevărul. Dar dacă nu spui Iisus Hristos este Domnul meu, nu-ți ajută la nimic. Mai țineți minte fiii lui Șeva. Foloseau și ei o formulă religioasă. Aia în Faptele Apostolilor 19. Și spune unui îndrăcit, zice, în numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, te rog să ieși, adică zice, ieși afară din omul ăla. Vorbeam ei cu un duh care locuia într-un tip demonizat, posedat. Și ce spune Duhul? Duhul începe să comunice, nu omul, Duhul. Zice, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Erau oameni fără identitate. Ei au împrumutat niște formule religioase. Ei credeau, dar nu-L aveau pe Iisus Hristos Domnul lor. David îl avea pe Dumnezeu Domnul vieții lui și Dumnezeu era Dumnezeul vieții lui, slavă lui Dumnezeu. Iată, lecțiile spirituale de la Țiglac sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. După ce a realizat situația în care este și și-a recăpătat echilibrul spiritual, David mai face încă un lucru foarte important. Se duce la preot pentru a vorbi cu Dumnezeu în legătură cu următorul pas pe care trebuie să-l facă. Și auziți ce trebuie să mai învățăm aici la lecțiile astea de la Țiglac. David nu rata niciodată ocazia de a-L căuta mai întâi pe Domnul. Amin. Amin. Nu rata niciodată ocazia David ăsta, de aia era omul după inima lui Dumnezeu, de aia n-a pierdut nicio luptă, pentru că el nu rata niciodată vreo ocazie de a-L căuta mai întâi pe Domnul Dumnezeului. Și se duce la preotul care era acolo după ce și-a revenit un pic și a zis, Doamne, efortul, era modul în care ei vorbeau cu Dumnezeu
Și prin preot Dumnezeu vorbea și se descoperea. Și a spus, Doamne, să mă duc după armata aia. Îi vei da mâinile mele. Dumnezeu zice, du-te că ți dau pe toți mâinile tale. Mamă, ce răspuns grozav. Vreau să vă spun un miracol. Același mesaj Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Noi, fraților, eu cuvânt mai important ca asta nu-l știu în Biblie. Decât 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6. Dar David s-a împărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui și el face al doilea lucru foarte important. N-a ratat niciodată ocazia de a-L căuta mai întâi pe Domnul. Acesta este lucrul cel mai indicat, fraților, pe care trebuie să-L facem fiecare dintre noi, că nu știm care este următorul pas pe care trebuie să-L facem. Du-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu ești în stare singur. Vino la preot. Vino la pastor. Vino. Du-te la diacon. Du-te. Du-te la un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și este matur. Du-te și cere ajutorul. Du-te și consultă-te. Du-te și roagă-te cu el. Du-te. 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 Ceea ce vreau să spun este du-te mai întâi la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem așa. Așa a făcut omul ăsta. Lecțiile Țiglagului sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. Și ce înseamnă asta? Pune-L pe Dumnezeu numărul 1 în viața ta. Pentru că dacă tu îl pui pe Dumnezeu numărul 1 în viața ta, Dumnezeu îți va răspunde rugăciunilor. Dacă îl pui însă pe Dumnezeu numărul 2 sau 3 sau 7, s-ar putea să ai surprize. Și de ce vă zic lucrul acesta? Lui David Dumnezeu i-a vorbit întotdeauna. Lui Saul nu i-a vorbit întotdeauna. Deci era Saul, urmă împăratul David. Și ce s-a întâmplat la un moment dat? Saul n-a mai ascultat de Dumnezeu și s-a petrecut un miracol cu semnul minus. Nici Dumnezeu nu i-a mai vorbit lui Saul. Lui David însă Dumnezeu i-a vorbit tot timpul. Mare har este că atunci când te rogi, Dumnezeu să-ți răspundă. Mare har este acesta. Însă Dumnezeu dă harul acesta tuturor care îl au pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeul lor și au înțelepciunea să se bazeze, să se îmbărbăteze, să se sprijinească pe Domnul Dumnezeul lor în toate momentele sensibile din viața lor. Lui Saul Dumnezeu nu-i vorbea, lui David însă Dumnezeu îi vorbea tot timpul și face lucrul acesta foarte deștept. El nu ratează nicio ocazie de a-L căuta mai întâi pe Dumnezeu. Și auziți acum descoperirea numărul 3, dacă vreți. Sau numărul 2, cum vreți. Auziți, a doua descoperire pe care David o face la Țiglag și o facem și noi împreună cu el. Și asta este la fel de importantă ca prima, fraților. Și este fundamentală. La Țiglag, când era în cea mai mare criză a vieții lui, David face probabil că cea mai mare descoperire a vieții lui, sau una dintre cele mai mari descoperiri a vieții lui, pentru că acolo, în mijlocul tumultului, când era în pericolul cel mai mare, în cea mai mare criză a vieții lui, în momentul acela, ziua aceea este ziua în care David a descoperit că Dumnezeu este mult mai mult decât Creator. David, omul ăsta după inima lui Dumnezeu, a descoperit că Dumnezeu este mult mai mult decât Apărător. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Slavă Lui Dumnezeu! Însă omul ăsta după inima Lui Dumnezeu acolo l-a Țiglag în foc și fum. Când oamenii erau gata smuțiți asupra Lui să-L mănânce de viu, de ciudă, pentru că erau în transă și erau în depresie majoritatea, David descoperă că Dumnezeu este mai mult decât Dumnezeu Creator, este mai mult decât Dumnezeu Apărător, este mai mult decât Dumnezeu Stânca. Pentru David, Dumnezeu și-a dat seama că este mai mult decât un turn puternic. Și auziți, David își dă seama că Dumnezeu este pentru el mult mai mult decât protector împotriva împăratului Saul. Și auziți ce descoperire face el acolo la Țiglag? David a descoperit un adevăr profund. Că Dumnezeu este Dumnezeul bunului furat. Acum aș vrea să rămânem aici câteva momente. Mai avem câteva momente până la ora 12. Dumnezeu este Dumnezeul bunului furat. Ei, fațeta asta a lui Dumnezeu nu prea știm unii dintre noi și nici nu ni s-a prea predicat despre fațeta aceasta,
al lui Dumnezeu. David și-a dat seama că Dumnezeu este Dumnezeul care aduce înapoi lucrurile furate, lucrurile pierdute. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Și adevărul acesta, atunci când mi s-a descoperit, m-a încurajat atât de mult Dumnezeu prin 1 Samuel, capitolul 30, că Dumnezeu nu este doar apărător. Dumnezeu nu este doar mântuitor, deși El este glorie Domnului. Amin. Însă El și-a dat seama în ziua aceea, pe fondul acela negru, că Dumnezeu este Dumnezeul care aduce înapoi bunul furat, că Dumnezeu este Dumnezeul bunului pierdut, că Dumnezeu este un Dumnezeu care știe să întoarcă înapoi ce a fost răpit. Numai Dumnezeu poate răscumpăra ce a fost furat și răpit din viața noastră în anii trecuți, în zilele trecute. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Am citit câteva jafuri celebre, m-am dus pe internet, le găsiți dacă aveți curiozitatea, dar nu-i mai cazul că vi le spun eu acum. Jafuri celebre din sfârșitul secolului trecut, începând nou, din secolul acesta, pardon, din 2000, așa, din secolul ăsta, auziți câteva jafuri celebre. Pe 23 decembrie 2004, în Belfast, o bancă a fost jefuită și s-au furat de acolo 31,4 milioane de euro. Să nu câțiva bănuți. Astea sunt jafurile cele mai celebre, cunoscute. Bijuterii de data asta. Bine, ele sunt multe altele. Eu le-am cules pe cele care mi s-au părut mie că sunt cele mai mari. Bijuterii. Pe 7 decembrie în Franța, 2008, s-au furat bijuterii de la o bancă în valoare de 85 de milioane de euro. Jafuri celebre. 85 de milioane de euro? Not bad. Nu-i rău. Nici lucrul acesta. Însă, să vă mai spun acum un jaf și jafuri mai celebre, dar mai grave decât bani, aur, etc. Copii furați. Și asta m-a durut foarte mult. Că bani și bijuterii mai putem. Mai ales fără bijuterii. Mulțumesc de încurajare. Doamne, dură pe de mine. Iată ce am reușit să spun. Însă auziți, copii furați. Să nu vă supărați pe mine. Copii furați în China. M-am oprit doar la China. Ei sunt furați în toată lumea. Însă în 2010 au fost furați în China 2093 de copii. Mai mult de 10.000 de băieți și 6.000 de fete au fost recuperați de polițiști. În furturile acestea de copii, care eu consider jaful într-adevăr cel mai grav al secolului, au fost implicați în traficul de copii 15.000 de indivizi. Mulți dintre ei au fost arestați și doi au fost și executați. Și trebuie să vă spun că nici nu-mi pare rău. Adică, în momentul când te cobori atât de jos, să faci rău unor ființe nevinovate, în majoritatea cazurilor. Trebuie să recunosc că îți meriți soarta dacă faci așa ceva. Însă Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Amin. Însă, fraților, astea sunt jafuri celebre. Ceva de genul acesta i s-a întâmplat lui David când a ajuns la Țiclag. Însă acolo, în mijlocul dezastrului, lui s-a făcut o descoperire foarte importantă, că Dumnezeu este și Dumnezeul bunului furat. Este Dumnezeul care îți aduce înapoi ceea ce ai pierdut și alții ți-au furat. El este Dumnezeul care nu te mai lasă să fii jefuit și îți aduce lucrul acesta înapoi. Iată, în final, o concluzie foarte importantă. O concluzie de maximă importanță. David și oamenii lui, băi, 600, dintre care erau și oameni de nimic între ei, au atins punctul maxim, și asta să nu uitați, când au decis să se ridice și să plece după ceea ce le-a fost furat, după ceea ce au pierdut. Vă rog să observați cum lucrează Dumnezeu în majoritatea cazurilor. Dumnezeu răspunde rugăciunii, dar după ce m-am rugat, după rugăciune urmează acțiune. Amin. Să nu cumva să cădem în extrema, știi, a supercalvinismului, știi, ultracalvinismului, mă rog, și mai departe, Domnul să facă ce vrea. Așa zic calviniștii ăștia.
Mă rog și dacă Dumnezeu are voia Lui, îi aduce El pe așa din cartier la stânc ca să se mântuiască. Noi doar ne rugăm și postim. Nu așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeul bunului furat nu lucrează cum avem noi chef. Și Biblia spune că după ce David s-a rugat și s-a dus la Dumnezeu și l-a consultat pe Dumnezeu, știi ce îi zice Dumnezeu? Zice, du-te, că-i dau mâinile tale. Dar îi zice, du-te. Du-te, bate-i, urmărește-i. Și ce-a făcut David și oamenii lui? S-au dus la recuperări. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care recuperează ce ne-a fost pierdut. Ce ne-a fost furat. Slăviți să fie Domnul. Acesta este Dumnezeul meu, cu El ne lăudăm în această dimineață, slăviți să fie numele. Dar acesta este Dumnezeul care ne învață ce să facem. Și pentru noi, fraților, trebuie să existe un moment în care să-i spunem lui Dumnezeu, în care să ne spunem nouă, stai așa puțin, stai așa puțin. Că nu o să-mi plâng de milă toată viața. Acum, Dumnezeu este Dumnezeul meu, Dumnezeu este Dumnezeul bunului furat. Ei, acum după ce m-am rugat, după ce m-am postit, după ce m-am pocăit, după ce l-am făcut pe Dumnezeu, Dumnezeul vieții mele, ei, acum mă duc în numele lui Dumnezeu și fac și trăiesc după poruncile lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu îmi cer Fiul înapoi. În numele lui Iisus Hristos îmi cer Fica înapoi. În numele lui Iisus Hristos îmi cer sănătatea înapoi. În numele lui Iisus Hristos îmi cer relația înapoi. Când trăiesc cu Dumnezeu avându-L în centrul inimii mele, când mă rog lui Dumnezeu, când cred în Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, nu voi renunța la chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, ci trebuie să mă țin de ea, pentru că asta este voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Satano, în numele lui Iisus Hristos, îmi dai înapoi tot ce mi-ai furat în anii aceștia. Amin. Și ți-a furat diavolul multe zile, multe oportunități. Ei, în numele lui Iisus Hristos vin împotriva ta și cer de la tine și vreau să recuperez de la tine tot ceea ce mi-ai furat și în numele lui Iisus Hristos îți împiept și numele Dumnezeului meu tu ești înfrânt. Gloria lui Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu este, Dumnezeul Bibliei este și Dumnezeul bunului furat. Este Dumnezeul care, căruia îi place să facă recuperări în viața noastră. Știi, când te uiți la copiii tăi și te-ai rugat pentru ei și ai pus în numele Domnului, nu te mai teme pentru ei. Bucură-te. Știți cum mă rog eu pentru copilul meu? Știți cum mă rog eu pentru băiețelul nostru? Băiețelul nostru. Doamne, îți mulțumesc că este al tău. Și îți mulțumesc de acum pentru miracolele pe care ai început deja să le faci în viața lui. Și sunt atât de liniștit. M-am liniștit. Într-o vreme eram mereu tensionat. Doamne, dar de ce nu așa? De ce așa? De ce? Nu, nu, nu. Doamne, mulțumesc că Tu ești Dumnezeul bunului furat. Vrăjmașul mai fură, mai ștertelește, dar Doamne, Tu aduci înapoi. Pentru că eu mă rog și acționez ca tare. Amin. Nu numai mă rog și acționez cu înțelepciune, cu bun simț. Așa acționez. Pentru că ăștia nu doar s-au rugat, după aceea au plecat la recuperări. În numele Domnului și Dumnezeu le-a dat bucurie. Să știți că trebuie să ne angajăm în luptă și să acționăm și să luptăm conform cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Nu poți lupta cum vrei tu. Trebuie să hotărăști să lupți în numele lui Dumnezeu și conform poruncilor pe care Dumnezeu ni le dă în cuvântul lui, slavă lui Dumnezeu. 600 de oameni pleacă în urma lui David la recuperări, dar pleacă în numele lui Dumnezeu și când se întorc de acolo, e acțiunea, se roagă, după rugăciune vine acțiune, nu putem fi doar oameni care stăm toată ziua pe genunchi și plângem. Nu aia vrea Dumnezeu. Trebuie după ce am stat pe genunchi și am plâns și ne-am rugat și ne-am pocăit și am strigat înaintea lui Dumnezeu să mergem și să acționăm și să recuperăm pe cei pierduți în ghearele diavolului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să știți că diavolul încearcă să ne fure bucuria. Și dacă vrăjmașul a reușit să-ți fure, să te jefuiască de bucurie, ai încurcat-o. Că ajungi un creștin constipat, acru, blazat, nici nu mai zâmbești, ești tot mereu taciturn. Știi? Așa cum arătați unii dintre mine astea aici. Mereu așa. Știi? Eu predic de bucurie. O,
Dar fiate, dacă vrășmașul reușește să-ți fură bucuria, e foarte bucuros. Tu ești foarte trist, dar vrășmașul este foarte bucuros. Ei, Dumnezeu, nu uitați, este Dumnezeul bunului furat. Dumnezeu nu vrea ca vrășmașul să-ți fure bucuria și nu te lăsa să fii o soție fără bucurie, că atunci ești acră. Și nu mai ești bună de soție. Nu te lăsa să fii un soț lipsit de bucurie, că ești acru și nu mai ești bun de soț. Doamne, fie-ți milă de fiecare dintre noi. Vrășmașul încearcă să-ți fură bucuria, încearcă să-ți fure copiii, însă noi am învățat încă ceva. Vrășmașul încearcă să-ți fure pacea. Și dacă îți fură pacea, iar ai încurcat-o. Știi, pacea din familie, pacea dintre tine și soție, prietenia dintre tine și soție, ai încurcat-o și te trezești o soție și un soț care nu mai are niciun pic de chef de viață, pentru că Dumnezeu a vrut în planul lui, vrea ca mariajul tău să fie cântare, nu coșmar. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Asta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și încă ceva mai vrea să ne fură, diavolul spiritual vorbind, dragostea din tine. Domnule, și dacă ți-a furat dragostea din tâi, iarăși ai dat-o în bară. Pentru că Domnul Iisus îi zice unei biserici din Efes, Apocalipsa 2. Zice, tu ești biserica bună, serioasă, era conservatoare, erau fundamentaliști, știi? Harnici, harnici, teologie, foarte, erau foarte sacri, sacralizați, așa, știi, cum sunt unii credincioși, știi? Sunt sacri, mă. Standard, costum, tot să fim. Mie mi-a plăcut la Ovidiu Partenie. Ce mi-a plăcut la el? Să nu te super pe mine, Ovidiu. Însă, mi-a plăcut că nu vine îmbrăcat în costum. Mă zic, ce bine că nu vine și ăsta îmbrăcat ca mine și Cătălin. Vine, Doamne, îmbrăcat așa cum are el călăuzire. Bine, dar de ce? Că ne uităm la tine. Și ne uităm și la Doamne și Domnișoare, nu le lăsăm chiar așa cum vor ele. Însă, fraților, Dumnezeu vrea să ne fure dragostea din tâi. Și dacă ți-a furat dragostea din tâi, poți să fii cel mai tare conservator și poți să fii cel mai tare pocăiș și baptist și pentecostal din Timișoara, că ai dat-o în bară. Zice Domnul Iisus, zice, ești biserică bună, tu ai suferit, tu ai teologie bună, serioasă, ești tare. Zice, urăși și tu cum urăsc eu, era bună la ură, dar nu era bună dragoste. Zice Domnul Iisus, dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Zice, din cauza asta ești în cel mai mare pericol să-ți pierzi sfeșnicul. Fii atent. Zice, pocăiește-te, că altfel vin și îți iau sfeșnicul. Și te descalific. Îți iau autorizația de funcționare spirituală și te-am descalificat. Și nu vrei să ți se întâmple așa ceva. Ei, vrășmașul vrea să-ți fure dragostea din tâi. Nu mai ai chef să vii la biserică. Nu mai ai chef să fii tandură. Nu, față de Dumnezeu. Nu mai ai chef de rugăciune, nu mai ai chef de Biblie, nu mai ai chef de curăție, nu mai ai chef de dragoste sfântă, nu mai ai chef, tu ai chef de cu totul altceva. Asta înseamnă să-ți fure cineva, să știi că n-ai pierdut-o, ți-a furat cineva dragostea din tâi. Ți-a furat dragostea din tâi și ăla este dușmanul tău cel mai important. Însă Biblia spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeul bunului furat. Dumnezeu nu te vrea jefuit, ci Dumnezeu te vrea binecuvântat. Slavă lui Dumnezeu! Asta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Însă, să mai spun încă ceva ce vrea și cu asta închei, în 3-4 minute închei. Știți care este ultimul lucru pe care diavolul vrea, de care vrea să ne jefuiască? De credință. Dar fii atent, credință. Și când spun credință, nu mă refer la credința aia de 3 bani, care n-are nicio valoare. Și care e credința ai 3 bani? O, cred că există Dumnezeu. Nu, așa și ce-i cu asta? Așa și demonii o cred. O, cred că cu tare și cu tare, cred că Biblia e adevărată. Asta este clar că și demonii știu. Cred că Iisus Hristos este Domnul. Foarte bine. Și asta și demonii știu. Când spun că diavolul este foarte interesat să te jefuiască de credință, știi ce vrea el? El vrea să sustragă bunul ăsta de la tine. Vrea să ți-l fure. Vrea să te jefuiască. Pentru că el știe că cel neprihănit va trăi prin credință. Dar nu credința în asta de 2 bani și jumătate, care nu are niciun valoare. Care nu are niciun valoare. Și te duci la Selgros sau la Real sau la Bila sau la Chioșcu ăsta și costă bunul pe care tu îl cumperi
9 lei și 99 de bani. Și îți dă înapoi un ban cu coana de acolo. Doar eu nici nu mai am. Ce să fac cu un ban? Bine, ea are ce face. Dar eu n-am ce face cu un ban. Nu mă refer la credința asta de un ban cu care nu mai ce face. Și la ce fel de credință este diavolul curios să ne fure și să ne jefuiască? El se referă și vrea să ne jefuiască de credința vibrantă. De credința care pulsează cu viață. De credința aceea adevărată. Pentru că știe că dacă te deposedează de credința aceea vibrantă, de credința aceea vie, asta este puntea de legătură între tine și Dumnezeu. Credința vibrantă, nu doar credință. Credința vibrantă, cel neprihănit va trăi prin credință, slavă lui Dumnezeu. Amin. Și dacă a reușit să te jefuiască de credința asta vibrantă, știi, când vrăjmașul vine să te fure și dacă v-au călcat hoții, ei, în general, iau cam cei mai valoros din casă. Nu-ți ia gunoiul din casă. Ăla-ți ia ceea ce ai mai valoros din ființa ta și din casa ta. Și dacă vrăjmașul reușește să te deposedeze și să te fure și să-ți fure bunul acesta de mare preț înaintea lui Dumnezeu, el știe că dacă ți-a furat credința vibrantă, credința aia care clocotește, care vine în urma cunoașterii lui Dumnezeu și a cunoașterii cuvântului lui Iisus, credința aceea care vine prin Duhul Sfânt, nu doar prin intelectul tău de a-ți da un asentiment religios că Dumnezeu există. Mă refer la credința care vine prin Duhul Sfânt și te leagă pe tine de Dumnezeu și de miracolele lui Dumnezeu. Dacă vrăjmașul reușește să te fure de asta, te-a nimicit. Și de ce? Pentru că Biblia spune în Evrei 11:6 că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu, ai cam încurcat-o. Fii atent, pune-te în situația asta să nu fii plăcut soției tale. Doamne, nici nu-ți mai încălzești mâncarea. Sau, mă rog, nu-ți mai face mâncare, că acum așa e model. Sau dacă nu ești plăcută soțului tău, iarăși o încurci. Deci lucrurile nu mai funcționează bine. Dumnezeu vrea să-i fim plăcuți lui. Amin. Amin. Una este să te iubesc și știți realitatea aceasta. Cu totul altceva este să-mi placă de tine. Știi? Pe dușmanul meu trebuie să-l iubesc, dar nu trebuie să-mi placă de el. Amin. Așa funcționează creștinismul. Deci de mine nu trebuie să vă placă, dar toți trebuie să mă iubiți. Mulțumesc. Nu merge. Așa lucrează Dumnezeu. Dar când credința mea este vibrantă, atunci și devin plăcut lui Dumnezeu. Orice ceea ce vrea diavolul, știi ce este? Să nu mai fiu plăcut lui Dumnezeu. Vrea să te deposedeze, să te fure de credința vibrantă. Și credința vibrantă, și ce spune? De seară când vin la stânga, Domnul îmi va vorbi. De seară când mă pun pe genunchi, sau la miaz când plec din locul acesta, eu prin credință plec de aici un alt om. Plec de aici un alt soț, plec de aici un alt bărbat. Pentru că Dumnezeu ne aduce înapoi toate bunurile furate, slavă lui Dumnezeu. Amin.